Și îți spun sincer că 8 luni de zile nu că am fost dreaptă, am fost ca ceasul. Nu exista pentru mine nici un alt bărbat, nici în gândul meu, nici în convorbirile mele. Nu există. Nici în momentul de față. Am înțeles că poate la început am fost un moft pentru el, pentru că, na. Dar după asta, fiind o femeie foarte loială, indiferent de ce s-ar fi întâmplat, eu am rămas acolo, adică... Hai să vorbim puțin, să le luăm cu începutul. Ai spus de regii și de câteva scenarii pe care el le-a făcut la începutul relației. Ce a făcut mai exact? După cum știți, are un copil să-i trăiască. Un copil de care nu există, da, că nu există copilul. Ulterior am aflat că, de fapt, el își dorea foarte mult copilul, că ținea legătura cu persoana respectivă. A avusese loc o despărțire cu puțin timp înainte ca el să intre în relația cu tine? Dar nu cred că s-au despărțit vreodată, pentru că fata aia îl acceptă oricum. Pentru că, da, mă rog, nu vreau să fiu răutăcioasă, îl accept oricum. Poate să vină de la 10 femei ca mine, poate să umble la 150 de femei, ea va fi acolo pentru că nu are cum să aibă un alt bărbat ca el. Genul lui. Fizic, mă refer. Deci doar aspectul fizic contează pentru... Și probabil își dorește și ea puțină popularitate pentru că... Dar nu vreau să vorbesc despre ea pentru că i-aș da importanță. Da, mai bine. Și pentru mine nu este importantă. L-am crezut pe el. După ce am aflat, m-am gândit, zic, mai stau până se naște copilul și mă retrag. S-a născut și copilul, am rămas acolo. Au fost alte momente de chin și de toate cele. Și am rămas și am rămas și am rămas până în momentul de față, când inclusiv acum, de lângă mine, într-o ceartă, a plecat la o altă femeie. De la ce porneau certurile? De la minciunile lui. Îl prindeai și nu puteai accepta? Da, îl prindeam și dădea vina pe mine, dar nu făceam nimic, chiar nu făceam nimic, deci nu există. Pot să fiu controlată din orice direcție, inclusiv în momentul de față, inclusiv în trecut și probabil în viitor, în viitorul apropiat, chiar nu am făcut nimic. Pe lângă toate astea au existat minciuni, alte minciuni din partea lui și am considerat că dacă din cauza mea el a apărut în presă, tot eu trebuie să fiu scutul lui. Da. Și ai încasat tot ce am încasat tot, da. Am renunțat să mai vorbesc cu părinții mei. Da. Nu am mai vorbit cu ei deloc. Și chiar îmi lipseau atât de mult, având o relație foarte strânsă cu ei. Îmi lipseau, îmi doream să le dau un mesaj pentru că totul se întâmpla din încăpățânarea mea. Și îmi doream din suflet să vorbesc cu ei și știu că și ei ar fi vorbit cu mine. Dar mă gândeam că poate au ceva de comentat în privința lui și am preferat să nu. Dar el ți-a spus, ți-a reproșat vreodată ceva vis-a-vis de ai tăi? Da. Mi-a reproșat că părinții mei nu mai îl plac, deși părinții mei nu aveau nicio treabă, adică dacă eu sunt fericită și ei sunt. S-a gândit vreun moment de unde vine această înverșunare sau cum vrei să spui în partea părinților? Da, pentru că au avut loc câteva episoade între noi la care a participat și tatăl meu și nu mai aveam cum să ascundem. Pentru că eu sunt o persoană foarte deschisă față de părinții mei. Asta spun. Tu ai trecut prin multe de-a lungul timpului, ai avut episoade de cădere și totuși părinții tăi au fost cei care au stat alături de tine. Da, exact. Și tu ai ales să te îndepărtezi pentru acest...
ți-l, adică gen, bă, o pierd. Mă schimb puțin pentru că, uite, femeia asta chiar mă iubește și, uite, stă. Și vreau să zic, plec, schimbă ceva. Și el, bineînțeles, cum este o persoană care el nici măcar nu încerca să fie în aceeași echipă cu mine. El era competiție, noi eram într-o competiție. A vrut să-mi arate că pleacă el. Și măcar dacă pleca la o femeie, ca lumea, dar, sincer, cred că o știți și voi, că atât. Suficient. O să zic, da. După ce a plecat de la ea, bineînțeles că m-a sunat, nu? Că îi pare rău, că să ne împăcăm. Și după ce îi părea rău și vrea să ne împăcăm, a plecat la cealaltă. Da, pentru că i-am spus că nu ne împăcăm, că i-am zis luptă. Pentru că mă întorceam. I-am zis luptă. Luptă pentru mine, vreau să văd că schimb tot ceea ce mă deranjează pe mine. Nu-ți spun nu, nu spun că ne împăcăm, vreau să te văd că lupți. Că-ți pasă. Da, vreau să te văd că lupți. Da, și mi-a arătat, a plecat la cealaltă. Am fost înșelată probabil de 1 milion de ori și pentru că eu am preferat să nu mă uit și să nu caut, am lăsat-o așa, nu din comoditate. Nu, ca să nu sufer mai tare exact, decât tot ce ai deja. Exact, exact, exact. Am amintiri cu tine în tot orașul. Am amintiri când te iubeam sub cearșeam. Voi v-ați făcut niște tatuaje împreună, da. Dar el avea pe deget, pe mână, da, undeva? Da, pe deget. Am aflat acum o săptămână. Spune-ne tu. Da, am aflat acum o săptămână, mi-am dat seama de ce mă certasem cu el în data respectivă. Și am văzut întâmplător că era ziua femeii respective și am spus, bă, de ce mai minți, că îmi spunea că e ziua altcuiva, a unei persoane din familie. Și mi-a spus, pentru că vrei să-mi șterg și eu nu am vrut. Și am înțeles. 2 zile nu am stat în picioare. Îți jur, nu există, eu nu sunt o persoană, mie îmi place drama. Mie îmi place să exagerez, dar exagerez când consider și când, adică când pot eu să duc totul la extremele la care vreau eu. Dar acum a venit o prietenă de-a mea la Timișoara, tot i-am zis, vin, o să ieșim. Am ajuns la mall și am zis, m-am dat jos și am zis, nu pot, dorm acasă, vreau să dorm, 2 zile am dormit. Am dormit, m-am simțit atât de obosită și nu am plecat imediat după ce a plecat el. Am plecat la 3 zile. Nu o să ocolesc subiectul, e arhicunoscut și au apărut informații de la persoane din anturajul vostru, așa s-a scris la momentul respectiv, că el este agresiv. M-am mai împins așa din când în când, dar îți dai seama, eu la 50 de chile... cât poți să împingi ca să mă lovesc sau... Dar și eu sunt o persoană care întoarce vorba. Dacă mă cert, imediat arunc 3 cuvinte de... Suntem femei și până la urmă ai și zodia pe care o ai și ești impulsivă, perfect de acord cu tine, dar asta nu justifică niciun fel lucrurile de genul ăsta. Și tu le-ai suportat și nu doar odată. Da, le-am suportat în ideea în care nu se vor întâmpla, nu se vor mai întâmpla. Tot timpul din nou eram eu vinovată pentru că tu provoci. Deci de fiecare dată când te împingea sau te atingea? Eu provocam. Ca o concluzie, aș vrea să închei capitolul ăsta.